incredibil ce ai făcut în partea a doua și pe final, când ai scos aruncări de la 7 metri pe bande rulante și ai reușit și niște goluri fantastice și ai deschis și pe extremă fantastic. Cum a fost? Pentru că ai intrat nemaipomenit. Am încercat să fac tot ce pot pentru echipă și să reușesc să marchez sau să dau pase exact în momentul potrivit și se pare că astăzi mi-a ieșit și mă bucură cel mai mult victoria noastră, care e incredibil de mare astăzi și înseamnă foarte mult pentru noi și pentru echipă și pentru țara noastră. Ce sentiment încearcă momentele astea? Sincer, nici nu prea reușesc să mă bucur de victoria asta. E un sentiment atât de profund și cred că o să am nevoie de câteva minute, o oră probabil, ca să realizez că am putut să câștigăm acest meci. La pauză, la ce te gândeai? La pauză, cred că atmosfera era un pic moale, așa, în vestiar și un pic dezamăgită, însă asta datorită, din cauza primei reprize, pentru că am intrat foarte greu în meci, însă cumva am reușit să ne reculegem, am știut că e cam ultima șansă pentru noi să trecem mai departe și ceva s-a întâmplat acolo, un scurt circuit în interiorul nostru și mă bucur pentru asta. Au fost minute la final când orice atac pe care l-ați fi ratat însemna sfârșitul, aveau 2-3 goluri și acolo voi simțeați presiunea aia din teren pentru că din tribuna abia respiram. Credeți-mă, s-a simțit, a fost un joc psihic pentru noi. Vedeam că putem să marcăm și totuși primeam în același timp. A fost care reușește să reziste psihic mai mult și am avut și noroc în apărare că am luat câteva minci și cred că asta ne-a ajutat foarte mult. Ce v-a învățat meciul ăsta? Ce v-a învățat revenirea asta? Cu ce o să rămâneți? Cred că asta a văzut toată țara și toți oamenii din sala asta. Să nu renunți. Niciodată să nu renunți și să ai încredere până la sfârșit, că nu se știe niciodată. Nu se știe de unde vine șansa și atunci e momentul să o fructifici. Ai avut puterea să urmărești execuția Cristinei de la ultimul 7 metri? Am ezitat în prima secundă, dar nu am putut să o ratez, sincer. Am avut încredere că o să marcheze. Cum o să sărbătoriți? Nu știu. Cu Moș Nicolae. Felicitări! Mulțumim mult!